ora este târzie. Am să încerc să fac în 3 minute prezentarea de carte. Și pentru intenție spre sinaxare și pentru Ava Iustin Curvu, mărturii, amintiri minunți. Citind chiar cuvintele Părintelui Iustin Curvu. Dacă eu am să fac o dezgropăminte la una din mănăstirile noastre, nu cred că am șansa să găsesc osemintele pe care le găsesc la Aiud sau la Gherla sau la Pitești. Acolo, dacă dai cu târnăcopul, la câțiva centimetri sub pământ, dai de oseminte sfinte, frumoase, galbene. E semnul sfințeniei, fiindcă au ajuns acolo, în acele cimitire nevăzute, neștiute, prin suferință, prin jertfă. Și mai zice Părintele Iustin, necanonizarea noilor martiri ține de nerespectarea dogmelor și învățăturilor Bisericii Hristos, care și-a luat jertfele cele mai plăcute ale neamului. Nu sunt împotriva sfinților noștri de altă dată, dar vreau să spun că avem această perioadă în istorie cu care ne putem duce în fața lui Dumnezeu cu icoanele acestor martiri din tot cuprinsul țării, din toate pușcăriile, martiri care împlinesc toate condițiile canonice necesare unei canonizări. Și alături de Sfintele Moaște, vedeți acolo și o icoană, anul acesta la Iași, pe 19 martie, n-a izvorit mir numai din Sfintele Moaște. După ce a izvorit mir din Sfintele Moaște, a izvorit și dintr-o icoană mare a Părintelui Iustin Curvu, unii poate ați văzut filmarea, și apoi din această icoană a izvorit mir din Părintele Iustin și din Valeriu Gafrencu. Din câți sfinți sunt acolo, a izvorit mir din Părintele Iustin și din Valeriu Gafrencu. De ce? Arătând că ei sunt împreună în fața lui Dumnezeu și sunt împreună ca să ne ajute și să ne ocrotească. Părintele Iustin zicea așa, luați moaștele astea, se referea la racle pe care ducea la Iași, și ele o să vorbească mai mult decât voi. Așa că e cazul să închei, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi și chemându-vă să vă închinați la Sfintele Moaște. Părinte, un cuvânt de încheiere și gata. Un cuvânt de încheiere.